Vreau să citim din două locuri din cartea Proverbele. De la capitolul 4 vom citi pentru început versetul de aur din cartea aceasta biblică, și anume versetul 23. Și apoi vom merge tot în cartea Proverbele la capitolul 22, de unde vom citi versetul 15. Pagina 643, Proverbele 4:23. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Deschidem la pagina 660, tot în cartea Proverbele, capitolul 22, de data aceasta, versetul 15, și probabil veți înțelege mai bine de ce am citit și versetul 23 din capitolul 4, care ne vorbea despre inimă. Și auziți ce spune aici cuvântul Domnului tot despre inimă. Nebunia este lipită de inima copilului, dar nuiaua certării, sau altă traducere spune, dar nuiaua disciplinării o va dezlipi de el. Aș vrea să plecăm capetele și aș dori să-mi îngădui să mă rog pentru mesajul care va fi proclamat. Tatăl nostru din ceruri, prin voia ta cea bună, ne aflăm la un timp de părtășie și de închinare înaintea ta în biserica locală. Și îți mulțumim, Doamne Tată, că în acest moment de bucurie și la această zi de sărbătoare ești prezent cu noi aici. Mulțumim pentru prezența ta care ne întărește, pentru prezența ta care aduce încurajare, îmbărbătează, pentru prezența ta care cercetează inimi, cugete. Doamne, dorim ca și în această zi, în continuare, cuvântul tău să-l așezi în mintea și în inima noastră, să ne vorbești prin puterea cuvântului tău, Doamne Dumnezeule. Credem în puterea lui de descoperire, credem în puterea cuvântului de a transforma inimi, credem în puterea cuvântului de a prelucra vieți. Doamne, îți mulțumim pentru al tău cuvânt care este viu și lucrător și în același timp este inspirat de tine și este adevărat. Fă-l folositor sufletelor noastre în această zi. Credem, Doamne, că de la cei mai micuți care pricep lucrurile și au început să discearnă între bine și rău, credem că de la ei până la cei mai în vârstă, cuvântul tău ne poate vorbi în această zi. Ne bazăm pe autoritatea ta, depindem de tine, Doamne Tată, în tot ceea ce facem. Și îți mulțumim că vei fi cu noi. Îți mulțumim că vei binecuvânta familia Lupu. Mulțumim că vei binecuvânta odrasla lor, care ai trimis-o în a lor casă, ca o binecuvântare. Îți mulțumim că vei binecuvânta toate inimile prezente în această zi în sanctuarul bisericii. Numele tău să fie onorat și binecuvântat în veci de veci. În numele Domnului Iisus Hristos m-am rugat, Tată din cerul, și îți mulțumesc că m-ai ascultat. Amin. Vă invit să vă reașezați. Dragă familie Lupu, este o bucurie pentru mine astăzi. Știu că în familia voastră Dumnezeu a mai trimis un dar minunat, un dar cu un nume minunat, și anume pe micuțul Nemia. Spuneam că numele acesta este minunat, este și frumos, cum se spunea în această zi, un nume purtat de un bărbat din vechime, de un mare om al lui Dumnezeu, de care Dumnezeu s-a folosit la timpul acela. Și sigur, ne rugăm ca și darul vostru, cu numele Nemia, să ajung un mare om al lui Dumnezeu, de care bunul Dumnezeu să se folosească în chip minunat la vremea potrivită. Totodată dorim ca întreaga voastră familie să fie binecuvântată de Domnul, să vă dea Dumnezeu tot ce vă este necesar, atât pentru viața de aici, dar și pentru viața care va urma în veșnicie. Așa să facă Domnul, după cum am zis. Astăzi aș vrea să împărtășesc cu ei, dar nu numai cu ei, cu întreaga biserică, un mesaj ce l-am intitulat Părintele și inima copilului. Părintele și inima copilului. Și aș dori să pornesc în mesajul de astăzi de la câteva exemple din viața reală cu care se confruntă copiii în ziua de astăzi.
Dumneavoastră știți că există copii care la 5-6 ani spun în felul următor: noi toată viața vom dormi în pat cu părinții noștri. Și poate ne întrebăm unii dintre noi de ce auzim pe buzele lor astfel de cuvinte. Sunt alți copii care la o vârstă fragedă mereu și mereu comentează la adresa părinților lor. Când li se spune să adune jucăriile, ei nu vor și câteodată și spun asta. Când cresc puțin mai mari și li se comunică faptul că trebuie să-și facă patul, să-și pună hainele la locul lor, mereu sunt repulsivi, mereu găsesc ceva de comentat și ne întrebăm câteodată. Dar e adevărat, e și partea fericită a lucrurilor. Nu întotdeauna sunt așa. Dar câteodată ne întrebăm ce se află în spatele acestor reacții. Dumneavoastră știți că există fete la 7-8 ani de zile, e dovedit lucrul acesta, care cred că este o prostie ca părinții lor să le interzică de la vârsta aceea să se machieze. Alți copii la 11-12 ani cred că e mai frumos dacă în fiecare zi se joacă câteva jocuri pe calculator în loc să meargă la școală sau să pregătească temele care li se dau la școală. Zic ei că viața e mai frumoasă dacă 4-5 ore pe zi stau la calculator și se joacă. Și ne întrebăm de unde un astfel de comportament și astfel de reacții. Alți copii care la 14-15 ani mint ori de câte ori este necesar. Mint acasă, mint la școală, mint pe stradă, ba unii chiar și la biserică. Și întrebarea e, de ce una ca asta? Istoria zilelor noastre confirmă faptul că sunt copii la 10-11 ani care sunt obsedați de felul în care arată. Și mereu zic, de ce am numai un metru și nu știu câți centimetri? De ce nu-s ca tata de 1,80 m și de 1,70 m? Alți copii, poate pe clasa 3-a, 4-a, ajung să pună prima țigară în gură. Și de la prima ajung la a doua și de la a doua la 5, la 10, la un pachet și așa mai departe. Toate acestea ne fac să ne întrebăm, oare de ce se întâmplă așa ceva? Frații mei, surorile mele, dragi prieteni ai Evangheliei, toți copiii aceștia de vârste diferite, aflați în situații diferite, au ceva în comun cu care au venit în această lume și de care nu pot scăpa. Și acest lucru, nu pot scăpa singur, la asta mă refer, acest lucru este numit în Sfânta Scriptură nebunia care este lipită de inima copilului și cu care un copil vine în această lume. Nebunie de care singur copilul, băiatul sau fata nu poate scăpa și are mare ajutor în privința acestui lucru. Dragii mei părinți, am un mesaj în această zi și în primul rând e pentru mine. Și apoi, dacă vreți să-L primiți și dumneavoastră din partea lui Dumnezeu, noi trebuie să ne concentrăm asupra locului unde se naște comportamentul copilului nostru și acel loc se numește inima copilului. Din păcate, știți ce fac cei mai mulți dintre părinți? Și folosesc expresia aceasta la modul general. Poate și eu m-am regăsit câteodată aici, poate și dumneata. Majoritatea părinților se focusează, se concentrează asupra comportamentului copilului. Și se scapă din vedere faptul că dacă nu se schimbă inima copilului, a tânărului, a omului chiar adult, nu îi se schimbă viața, nu îi se schimbă comportamentul. Știți ce urmărim cel mai adesea?
Și asta fac cei mai mulți dintre părinți. Copiii să respecte regulile. Regulile casei, regulile școlare, regulile de la școala duminicală, regulile de la biserică. Și toată atenția ne-o focalizăm asupra respectării regulilor. Și ascultați-mă bine, regulile în viață sunt bune și au locul și rostul lor. Regulile sunt sănătoase, sunt binevenite, trebuie respectate, însă copiii noștri au nevoie de mult mai mult. Apropo, știți că legea are menirea să scoată în evidență ce anume? Greșelile omului, păcatele omului, însă legea n-a avut și n-are capacitatea de a transforma ființa umană. În definitiv, legea este un lucru bun, dar nu este suficientă. Legea niciodată nu face copii neprihăniți. De aceea este nevoie de mult mai mult. În relația cu copiii noștri, toți trebuie să avem în vedere următorul fapt. Fiecare copil, băiat sau fată, are nevoie de o teologie biblică, practică, care privește inima lui. S-ar putea să gândești, frate Iosif, înțeleg ce spui, dar tu nu știi cu ce mă confrunt eu acasă în fiecare zi. Crede-mă, te înțeleg perfect, dar trebuie să nu uităm ce spune cel mai important verset din Cartea Proverbelor, de la capitolul 4, versetul 23. Păzește-ți inima mai mult ca orice. Am găsit o traducere a Bibliei din limba engleză care zice aici: păzește-ți inima cu toată atenția, căci din ea ies izvoarele vieții. Vreau să nu uiți următorul detaliu. Dacă ne uităm în contextul acestui pasaj din Proverbele, capitolul 4, știți că mesajul acesta este adresat de un tată fiului său? Adică e mesaj de la părinte la copil. Nu e mesaj de la păstor pentru biserică. Nu e mesajul care a venit direct din gura lui Dumnezeu către o națiune, către un popor. Da, mesajul e de la Dumnezeu, dar era printr-un tată către copilul lui. Și acest tată zicea: păzește-ți inima cu toată atenția necesară. Mai mult ca orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Ce vrea de fapt să spună acest tată fiului său? Mesajul era următorul: fiule, dacă ceva are nevoie de toată atenția ta, de toată preocuparea ta, dacă unui lucru trebuie să-i acorzi prioritate în această viață, dacă asupra a ceva trebuie să te concentrezi și să ai toată atenția ta acolo, acel ceva se numește inima ta. Nu te lăsai, zice acest tată, cu alte cuvinte, fiului său, distras de alte preocupări și de alte lucruri. Fă din inima ta prioritate pentru viața ta. De ce acest tată aduce în discuție inima copilului său? Răspunsul e tocmai în partea finală a versetului. Fii atent ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu: fiindcă din ea ies izvoarele vieții. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că viața copilului nostru și inclusiv a noastră, frații mei, surorile mele, viața tuturor este controlată de inima lor, a noastră, a copiilor noștri. Asta înseamnă că acțiunile, gesturile, vorbele, comportamentul arată ce este în inima copilului nostru. Întrebarea e, poate cineva își pune această întrebare: totuși, ce este la urma urmei inima aceasta, ca definiție biblică, la care face referire cuvântul lui Dumnezeu? Inima, vreau să știți, este locul de unde pornește viața copilului.
Inima este locul care determină vorbele, gesturile, acțiunile, atitudinile copilului nostru. La fel ca și noi, copiii noștri trăiesc în funcție de inima care o au. Acest fapt ar trebui să ne dea de gândit. Și ar trebui să nu uităm că ceea ce le conduce inima copiilor noștri, aceea le va controla viața. Prin urmare, problemele de limbaj ale copiilor noștri, problemele de comportament ale copiilor noștri sunt rezultatul inimii lor. Cuvintele nepotrivite de limbaj izvorăsc poate din mânie, izvorăsc poate dintr-o stare de amărăciune care se află în ei, izvorăsc poate dintr-o stare de ură, de egoism, de răzvrătire, de invidie, de răutate, etc. Neascultarea copilului meu sau a copilului tău nu este în primul rând o problemă de comportament, ci este în primul rând o problemă de inimă. Știți, copiii noștri nu ne ascultă câteodată din cauza mândriei care se află unde? Copiii noștri nu ne ascultă câteodată din cauza răzvrătirii care se află unde? Din cauza dorinței de autonomie, de independență, vă întreb unde se află toate acestea? În inima lor, iar ele dau naștere la neascultare și la un comportament despre care zicem noi că este nefericit. Ca părinți, trebuie să avem în vedere următoarele două aspecte. În primul rând, trebuie să ne aducem aminte întotdeauna că problemele de comportament ale copiilor noștri, indiferent de vârsta lor, au legătură, în primul rând, cu inima lor. Iar în al doilea rând trebuie să știm că transformarea mult așteptată a copiilor noștri va trece în primul și în primul rând prin inima lor. Dacă inima copilului meu nu are parte de transformare, comportamentul copilului meu pe termen lung va fi unul nefericit. Și la fel se va întâmpla în dreptul fiecărui copil. Asta înseamnă că atunci când ne disciplinăm copiii, Dumnezeu ne dă o mare oportunitate și ne-o pune la dispoziție ca să vorbim copiilor noștri despre inima care se află în ei. Va trebui să folosim fiecare ocazie ce ne-o dă Dumnezeu la îndemână ca ai noștri copii să descopere lucrul acesta. Numai așa vor putea să recunoască starea în care se găsesc. Numai așa vor putea identifica starea în care se află și să caute ajutor la Dumnezeu. Cei mai mulți părinți, și e dovedit la nivel planetar ce vă spun acum, folosesc trei metode greșite de disciplinare a copiilor lor. Prima metodă greșită de disciplinare a copilului se numește metoda amenințării. Ați procedat și dumneavoastră, și eu câteodată. Am uitat la fiica mea mai mare, dumneavoastră la copii, dumneavoastră. Dacă nu te potolești, puncte, puncte. Dacă nu te pui la somn la ora 9 și jumătate seara, că la dimineață trebuie să te trezești la școală. Știți ce a urmat? Puncte, puncte. Dacă nu-ți adungi jucăriile și nu le pui frumos la locul lor, aceasta se numește metoda amenințării, o metodă greșită de disciplinare a copiilor noștri. A doua metodă greșită de disciplinare a copilului, adesea folosită la nivel planetar, se numește metoda manipulării.
Câți dintre părinți nu spun, auzi, zice, dacă săptămâna asta o să fii băiat cu minte sau fetiță cu minte, o să-ți cumpere tăticul și mămica și începe lista cu cumpărături. Cu jucării, cu tot felul de cadouri. Zice, dacă îți vei face patul singură sau singur, o să te ducă tata în parcul de joacă. Și nu trebuie să-i spui multe, că deja îți dă idei. Tata, știi, în parcul ăla, unde am mai fost noi, nu mai contează distanța, nu contează cât cheltuiești. Și părinții zic, mă, dacă câteva zile, o săptămână, dacă copilul mă ascultă atunci când am eu nevoie de lucrul acesta, o să-i pun la dispoziție tot ceea ce își dorește. O să-l premiez. O să-i ofer. Asta se numește metoda manipulării copilului. Dar știți că mai există o metodă greșită, adesea folosită în lume pentru disciplinarea copiilor, și anume metoda învinovățirii. Sunt părinți care spun copiilor lor, din cauza ta, la noi în familie, există atâta ceartă. Nu mai există liniște, există tot felul de discuții tensionate. Părinți care încearcă să îi facă pe copiii lor să se simtă vinovați. Alții care spun, știi, îi zic copilului, din cauza ta m-am stresat foarte tare. Și zice, uite, maică ta a ajuns să se îmbolnăvească. Eu, zice, ca și tată, nu mai am liniște nici noaptea când mă pun să mă odihnesc. Alții spun copiilor lor, zice, vezi, s-a făcut rece afară, a început să scadă temperatura pentru că nu te-ai îmbrăcat. Zice, uite câți bani am dat acum pe medicamente. Și asta e una din metodele greșite de disciplinare a copiilor. Metoda învinovățirii, să-l determin pe copilul tău să se simtă prost, să se simtă vinovat, să stea mereu cu capul în pământ, să nu și-l mai ridice de acolo și să nu mai știe cum să reacționeze. Mulți părinți, din nefericire, cred că vor produce o schimbare în copiii lor prin metoda amenințării, prin metoda manipulării sau prin metoda învinovățirii, însă nu fac altceva decât să-și întărâte proprii copii și comportamentul lor, în loc să se schimbe în bine, să devină din ce în ce mai rău și mai nefericit. Aceste trei metode, să știi, nu vor schimba viața copilului tău în bine niciodată. Promisiunea Domnului, dacă vrem ca ai noștri copii să se schimbe, este următoarea, o găsim la Ezechiel 36 cu 26. Mult mi-a dat de gândit paragraful acesta din Scriptură zilele acestea când l-am studiat. Vă voi da o inimă nouă, zicea Dumnezeu, cuvânt profetic, și voi pune înăuntru vostru un duh nou. Voi lua inima de piatră din trupul vostru și vă voi da o inimă de carne. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos a venit în lume să ne dea nouă și copiilor noștri ceea ce lumea nu ne putea oferi, și anume o inimă nouă. Ceva ce copilul nostru nu poate să obțină prin educație. Poți să termin ciclu primar, gimnaziu, să mergi la cel mai tare liceu, la cea mai grozavă facultate, să faci și masteratul și doctoratul prin educație. Nu se schimbă inima niciunui om. Ați auzit cine dă o inimă nouă și cine poate lua dintr-un trup inima de piatră și să facă din ea o inimă de carne? Aceasta înseamnă că scopul morții și a învierii Domnului Iisus Hristos n-a fost ca noi oamenii, copiii noștri, în primul rând, să dobândească un comportament mai bun, ci în primul rând, fiecare dintre noi, inclusiv copiii noștri, să dobândească o inimă nouă, o altfel de inimă, o inimă transformată.
ce numai El putea să ne ofere. Cu alte cuvinte, fără această inimă nouă, comportamentul omului și al copilului va rămâne același, netransformat, după voia lui Dumnezeu. Ce înseamnă o inimă nouă? Apropo, îngăduiți-mi să deschid o paranteză aici. Când ți s-a născut fiica sau fiul, te-ai gândit că el sau ea a venit în această lume cu o inimă de piatră, spiritual vorbind? Ai luat în calcul măcar pentru 5 minute detaliul acesta din Sfânta Scriptură? Te-ai gândit că niciun medicament de la farmacie, niciun tratament, nicio rețetă prescrisă, nicio soluție omenească nu poate lua inima aceea de piatră din trupul copilului tău și să o transforme? Ne uităm câteodată și eu m-am gândit zilele acestea, până nu mi-a revelat Dumnezeu acest mesaj, m-am gândit, Domnule, de ce reacțiile astea, de ce atitudinile astea la copii, de ce un asemenea comportament? Și Dumnezeu mi-a vorbit personal și mi-a vorbit direct și am înțeles din cuvântul Lui care este adevărul. Toate acestea au de-a face cu inima copilului. Și dacă vreți, cu inima omului. Ce înseamnă o inimă nouă? Știți că o inimă nouă nu înseamnă o inimă perfectă? Nici vorbă de așa ceva. Dar despre ce este vorba? Ia imaginați-vă un minut doar. Dacă ați avea posibilitatea să aveți într-una din mâinile dumneavoastră inima aceea de piatră, să zicem în mâna dreaptă, și în mâna stângă să aveți o inimă de carne, pentru un minut doar, dacă ați avea posibilitatea aceasta. Și v-ați întreba, mă, ce înseamnă inima asta de piatră? Vă întreb, cum este piatra? Moale? O zdrobești ușor? Noi știm din realitate, nu? O piatră este tare. Rezistă foarte mult în fața forțelor care acționează asupra ei. În schimb, dacă am avea în mâna noastră o bucată de carne, imaginați-vă lucrul acesta, carnea cum este? Este moale? Este maleabilă? Este ușor de modelat? Știți ce vrea să ne spună Domnul Iisus Hristos? Că El a venit în lumea noastră ca întâi de orice inima omului să fie noită, să fie transformată. Și numai El putea să facă lucrul acesta. De ce credeți că apare această profeție despre Hristos în Vechiul Testament, în cartea lui Ezechiel? Știți de ce? Tocmai ca să ne comunice acest mare adevăr, că transformarea inimii omului este posibilă numai prin harul salvator adus de Domnul Iisus Hristos. Fără harul acesta eliberator, nu se primește iertarea și nu se schimbă viața omului pe acest pământ. Fără acest har, copiii noștri sunt condamnați să trăiască pe mai departe cu inima de piatră cu care au venit în această lume și de inima lor să fie lipită acea doză de nebunie despre care v-am citit din Sfânta Carte a lui Dumnezeu, din Cartea Proverbele, de la capitolul 22 cu 15. Însă, dragii mei, am o veste bună. Dumnezeu nu ne-a lăsat fără acest har. L-a trimis pe Fiul Său, pe Domnul Iisus Hristos, să moară pentru noi și pentru păcatele noastre, ca atât noi, ca părinți, cât și copiii noștri, împreună să putem dobândi o inimă nouă care ne duce la o viață nouă, la o viață diferită. Întrebarea e, dacă inima copilului tău este problema, atunci care este problema cu inima lui? Răspunsul e aici în Proverbele 22 cu 15. Nebunia este legată, este lipită de inima copilului, însă nu iaua, cum spune altă traducere, a disciplinării o va deslipi de el. Părinte fiind,
Am de-a face și ai de-a face în fiecare zi cu nebunia din inima copilului. Fie că conștientizezi acest lucru, fie că nu. Realitatea e aceasta. Știu că nu ne place această realitate. Și am vrea să o ignorăm. Am vrea să o dăm undeva deoparte. Dar ne putem împotrivi acestui cuvânt al lui Dumnezeu, care este viu și lucrător? Nebunia este cea care o face pe fiica ta să se răzvrătească împotriva autorității tale. Nebunia îi determină adesea pe copii să se certe între ei, de la jucării, de la o ciocolată. Zici, mă, dar îi dai o bucată de ciocolată la unul, o bucată de ciocolată la celălalt. Dar de ce eu n-am două? De ce nu am trei? Păi i-am dat și ei și s-am dat și ție. La fel, fără să fac diferență. Știți ce se află în spatele acestui comportament? Ne spune omul lui Dumnezeu, e nebunia asta care este lipită de inima copilului. Știți ce îl face pe un adolescent să creadă când e pe la 17-18 ani că lucrurile materiale din lume sunt mai importante ca sufletul și ca veșnicia? Știți ce îl determină să creadă asta? E nebunia care este lipită de inimă și care n-a fost dezlipită de acolo. Biblia ne încurajează să ne privim copiii cu bunătate, dar să înțelegem totodată că avem de crescut niște ființe de care este lipită starea asta de nebunie. Și e vital să înțelegi și să înțeleg că nebunia care e lipită de inima copilului nostru este unul din cele mai mari pericole din viața copilului. Pericol care, auziți unde se află, chiar în centru, în inima lui. S-ar putea să te întreb, ce este de fapt nebunia aceasta la care se referă înțeleptul aici în Cartea Proverbelor? Hai să vă dau câteva exemple să o înțelegem mai bine. Nebunul privește lumea cu susul în jos. El privește binele ca fiind rău și răul ca fiind taman invers. Nebunul ia minciuna drept adevăr și adevărul cum? Drept minciună. El nu suportă să trăiască după reguli și după limite. Nebunul vrea să-și împlinească voia lui. El nu se gândește la voia lui Dumnezeu. Nebunul îi vede întotdeauna pe cei din jurul lui ca posibil adversar. Niciodată ca prieteni, ca frați, ca apropiați. Nebunul este omul care crede că întotdeauna are dreptate, chiar și atunci când are dovezi. Nebunul trăiește pentru lucruri efemere, niciodată pentru lucruri veșnice. El se pune pe sine în centrul tuturor lucrurilor și consideră că a lui cale este cea mai bună, măcar că merge pe calea pierzării. Dragii mei, a fi părinți presupune să acceptăm că inima copiilor noștri e problema comportamentului lor greșit, că ei s-au născut în păcat, cu o inimă de piatră, spiritual vorbind, de care este lipită această nebunie. Întrebarea e, acum la final de predică, ce-i de făcut atunci? Avem vreo soluție la problema asta? Soluția este una singură și soluția este un nume. Numele Iisus Hristos. Vorbește cât mai des posibil cu copiii tăi despre persoana și lucrarea făcută de Iisus Hristos. Spune-le că Iisus Hristos e singurul care a murit pentru ei, pentru păcatele lor, și doar El le poate transforma inima și poate dezlipi starea asta de nebunie din interiorul lor. Dragilor, trebuie să fim sinceri până la capăt. Noi trebuie să-i conștientizăm pe copiii noștri că ei nu s-au născut buni. Nici noi nu ne-am născut buni. Toți, știți ce spune Biblia? Ne-am născut în păcat.
adică păcătoși. Zici, mă, te uiți la câte un, bă, ce copil bun. Așa s-a zis și despre mine, așa s-a zis și despre dumneata. Mă, ce fiică extraordinară. Dar oameni buni, noi trebuie să privim realitatea Sfintelor Scripturi, ce scrie în cartea asta lui Dumnezeu. Păi cum poate să fie bun cineva care s-a născut cu o inimă de piatră și de-a cărui inimă este lipită nebunia? Și singurul care poate transforma ființa aceea este Iisus Hristos. Acum înțelegeți de ce există atâtea comportamente ciudate și interesante, ca să nu mă exprim altfel, în această lume și de ce lumea are nevoie de Iisus? Înțelegi, frate Florin, sora Flori? Uite, e mititel, frumos, drăgălaș. Ne uităm la micuțul Nemea astăzi. Ce copil grozav. Și mâine, poi mâine, crește, ajunge la un anișor, la doi, la cinci și se uită ca părinți la el și zic, mă, nu înțelegem, de unde comportamentul ăsta? Ne uităm câteodată la noi și nu ne înțelegem pe noi înșine. Și zicem, cum mi-am ieșit din fire așa repede? Cum am reacționat în felul ăsta? De ce m-am comportat așa? Știți de ce, oameni buni? Fiindcă Biblia ne spune, Dumnezeu nu se joacă cu cuvintele, fiindcă Dumnezeu ne vrea binele, El vrea schimbarea vieții noastre și schimbarea aceasta pornește de la inimă. Așa că, frate Florin, sora Flori, atât pentru Nemea cât și pentru ceilalți trei băieți cu care v-a binecuvântat Domnul, în fiecare zi rugați-vă pentru inima lor. Rugați-vă să se atingă Domnul Iisus de inima lor, să le dea Domnul o inimă de carne, o inimă transformată de El. Rugați-vă și pentru voi și spune, Doamne, singurul care face minuni și cea mai mare minune e minunea din inimă, este Iisus. Dumnezeu să vă binecuvânteze în privința aceasta și Dumnezeu să binecuvânteze toate familiile din biserica locală. Să ne ajute Domnul să avem fiecare dintre noi întâlnirea reală cu El, singura care schimbă inima omului și o face să fie altfel. Doamne ajută, Doamne dă-i spândă. Amin.